Păi, noi acum începem să ne dăm arama pe față, cum se spune. Pentru că ați auzit o melodie de muzică ușoară, trecem în sfera ceva mai grea. Și vreau să-l invit acum pe Octavian Angelinu să interpreteze la tobe o piesă care se numește Runaway, de John Bon Jovi. Octavian este o apariție, da, vreau să mă te aplaudați. Thank you.
Felicitări, Octavian! Bravo! Bravo! Și siguranță că va avea multe visuri data viitoare, când vom avea mai mult timp la dispoziție, alături de fratele lui Geamă. Trebuie să știți că n-a putut să se prezinte astăzi ca și chitarist, alături de el n-a putut să fie astăzi prezent, dar este o promisiune și a lor și a noastră că îi vom vedea la următoarea apariție scenică. Sunt copii care au altfel de jucării și culmea este că știu să le mânuiască foarte bine. Îi felicit! Mergem mai departe, tot cu un moment de percuție, de tobe. Intră în scenă Amina Al-Kihabi și va interpreta How Deep Is Your Love. Thank you.
încheiem acest spectacol muzical dedicat Vinerii Dragobete cu un moment foarte important pentru noi. De ce? Pentru că este un proiect început anul trecut și deja a prins conturi. Este vorba de o trupă pe care ne-am dorit-o de foarte mult timp, trupă formată din cursanți ai noștri. Și vom intra în scenă la tobe Miruna Grigore, la chitară și voce Radu Drăgan, Dinu Albert, chitară armonie, și li se va alătura profesorul lor la chitară bas, interpretând Knocking on Heaven's Door. Continuă, doar noi ne retragem.